dragi, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Nu se vede în totalitate, dar aici am un mare malder de haine, pentru că astăzi vreau să fac un haul. Vreau să vă arăt ce mi-am cumpărat eu de la Mini Bri. Weekendul trecut am fost la Mini Bri și mi-am mai cumpărat o groază de chestii și am mai fost și acum vreo 3 săptămâni și mi-am mai luat niște lucruri și vreau să vi le arăt pentru că am găsit niște lucrușoare foarte frumoase. Eu am fost acolo pentru că aveam nevoie... Cade! Cam multe. Să încep să vă povestesc despre ele ca să scăpăm de ele. Vă ziceam că eu am fost la Mini Bri pentru că aveam nevoie de echipament de snowboarding. Mi-am luat și anul trecut. De obicei aduc niște echipamente foarte drăguțe, foarte colorate și foarte frumoase. Și anul ăsta au adus. Să știți că dacă intrați pe site, le găsiți și le găsiți reduse. Nu înțeleg de ce în magazin au fost mai scumpe, iar pe site sunt super reduse. Adică erau pantaloni de snowboarding și la 35 de lei. Iar eu cred că am dat 110 sau 170, nu știu, vedem acum că am lăsat prețurile. Deci ăsta este un haul cu ce mi-am cumpărat eu de la Mini Bri. Să știți că nu este un clip sponsorizat, am dat banii pe toate. Mi-ar plăcea să mă sponsorizeze ca să nu mai las o grămadă de bani acolo, dar nu, nu le fac adică le fac reclamă că vorbesc despre ei, dar să știți că nu am fost plătită ca să fac chestia asta. Vă arăt doar ce mi-am cumpărat eu. Hai, Belmosu, ce faci? Intri în clip sau rămâi acolo? Ah, uitați-ne, a venit! Cine a venit? Rămâi în clip, mamă? Rămâi în clip? Rămâi în clip? Hai! Stai la mami și o... Te duci. Iubirea mea. Iubirea mea, iubirea mea. Așa stai lic, foarte cumiță și iubitor și îi place să-ți dea în brațe. Ne-a mamica, de cine vorbeam? Și când te poate ține mama în brațe? Că filmează, mami. Mami filmează. Bun. Gata cu pauza de grâniță. Gata pauza de grâniță. Gata pauza de grâniță. Jos. Mai umplut și de păr, mai umplut. Eu am fost în Otopeni pentru că acolo găsesc chestii super, super faine și sunt două clădiri foarte mari cu multe, multe haine și accesorii și încălțăminte și lingerie intimă dacă sunteți în căutare. Iar în ultima vreme au adus branduri foarte mișto și chiar și branduri de designer pentru că, să vă zic, am fost în weekend și mai întâi mi-am cumpărat niște rochițe din prima clădire, apoi am fost în următoarea și mi-am mai luat o geacă de snowboarding, niște pantaloni, un plovăraș și le-am achitat la casă și în timp ce achitam am văzut așa atârnată o rochie neagră cu un fermoar roz gold foarte drăguț, era cu spatele. Și am întrebat-o pe doamna de la casă dacă aceea este o rochie rezervată și a zis, a, nu, vreți să vă arăt? Și zic, da! Și după cum o vedeam eu atârnată, părea chiar măsura mea. Mie, eu nu prea am nevoie să probez toate lucrurile pentru că îmi dau seama imediat dacă îmi vin sau dacă nu îmi vin. Îmi cunosc foarte bine măsurile. Și am rugat-o să-mi arate rochia și este vorba de această rochie. Și când am întors-o cu fața către mine, eu am văzut doar așa spatele, fermoarul ăsta, am văzut că este o rochie de la Ted Baker. Ted Baker este un brand, o casă foarte cunoscută, destul de scumpă. Eu voiam să-mi iau astă vară o rochie Ted Baker din Peek & Cloppenburg, costa 1500 de lei, era din mătase, era absolut superbă și am probat-o și îmi venea, dar mi se părea că mă acoperă, că avea foarte mult material. Aș fi plătit prețul pentru că îmi plăcea super mult, iar materialul era divin, dar mi se părea că nu mă avantajează. Așadar, am văzut această rochiță, care este neagră și are aceste decupaje foarte frumoase. Este o rochiță în A, cu fermoar până în jos, un fermoar roz gold. Este o rochie nou-nouță, Ted Baker. Prețul întreg este de 169 de lire. Asta înseamnă în jur de vreo 8-9 milioane. Iar eu am dat la Mini Bri pe ea 168 de lei. M-am dus imediat la cabină, deși eram sigură că o să-mi vină și mi s-a potrivit perfect. Sunt foarte încântată de achiziția mea, am făcut o afacere super bună. Un alt lucru pe care mi l-am achiziționat în weekend este acest tricou. Este un tricou destul de scurt pe care scrie Christmas Vacay. Este de la brandul, nu se știe de la ce brand e pentru că eticheta este tăiată, dar a costat 19 lei. Mie mi-a plăcut foarte mult mesajul și de asta l-am cumpărat, să fiu sinceră, că este un
tricou simplu de bumbac, adică e ok să avem un astfel de tricou, merge și la jeans și la fustă, așa că de asta l-am luat. Am mai găsit și această fustă de la S. Oliver. Este o fustă destul de scurtă, din stofă. Este măsura... nu scrie ce măsură e. A costat 49 de lei. Dar, după cum am zis, eu îmi cunosc destul de bine măsurile și îmi aleg hainele din vedere, pentru că mă aproximez foarte corect. Fusta asta poate fi purtată cam... și cu plovere, și cu cămăși, și cu tricouri. Weekendul ăsta mi-am cumpărat foarte multe rochii, pentru că mie îmi place să port rochii. Și am început cu această rochie de la EDC. Se numește brandul, e măsura L. A costat 69 de lei, este o fustă destul de scurtă, este supraelastică, este în A și evidențiază foarte frumos talia. Are și niște tăieturi aici interesante. Cred că avea și un cordon, dar eu nu l-am găsit, așa că pot să-i pun eu o curelușă sau pot să tai aceste găici și să nu mai port deloc cordon. O altă rochie într-o cromatică asemănătoare este aceasta, dar are mânești scurte și umeri așa ușor bufanți, este tot în aia, un pic mai lungă. Asta este de la nu știu ce brand că a fost tăiat. A costat tot 69 de lei și măsura este L. Și tot așa este un pic supraelastică și este foarte ușor de purtat și toamna și iarna. Tot weekendul ăsta mi-am luat și această rochie gri cu mânecă lungă de la Coma. Este la fel o rochie supraelastică în A. Cred că avea și ea un cordon, că eu nu l-am găsit. A costat 79 de lei. Este mărimea 42, este gri, gâlmiță. Gâlmiță se joacă cu un ambalaj. Să știți că la Mini Pri găsiți foarte multe rochii pe toate măsurile, chiar și măsuri foarte mari și rochii foarte, foarte elegante. Am văzut chiar și rochia mea de la Cici London, aceea blomarin, care vă place vouă cu decolteul ăla superb. Și era destul de ieftină, așa că merită să dați o tură pe acolo. Aceasta este o rochie pe care am luat-o acum vreo 3 săptămâni. Este de la brandul Cream, e măsura XL, a costat 79 de lei, încă n-am apucat să o port. Este supraelastică, este aproape dreaptă, e aproape dreaptă, dar mi-a plăcut acest detaliu de pe spate. E potrivită pentru toamnă și pentru iarnă, pot să pun și un plover deasupra și un sacou, e super ușor de purtat. Tot acum 3 săptămâni mi-am luat și această rochie. Am purtat-o de destul de multe ori, chiar am și spălat-o. Este de la Mint & Berry, măsura L. Știu că am dat parcă 69 sau 79 de lei. Este ușor supraelastică, este evidențiată talia. Este o rochie simplă, neagră, foarte ușor de asortat. Mie îmi place să-i pun o broșă aici și cred că o voi purta foarte mult iarna asta. Am vrut să-mi diversific cromatica în garderobă și pentru că roz este culoarea mea preferată, am găsit acest plovăraș. E un plovăraș simplu de la Jacqueline de Young. Măsura este L și a costat 39 de lei. Îmi place foarte mult, e așa foarte fin. Chiar este catifelat așa la atingere. Este un plovăraș simplu pe care să-l port iarna. Și acum să trecem la lucrurile cu adevărat importante. Nu că astea nu ar fi, dar motivul pentru care am mers la Mini Pri și vă recomand să mergeți și voi. Echipamentele de snowboarding. Această geacă cu inimioare roz și roșii, o aveau și anul trecut și nu mi-am cumpărat-o, nu știu de ce, poate n-am avut bani, dar mi-o doream. Și am găsit-o și anul ăsta și am fost super încântată. Este măsura 44 a mea și a costat 168 de lei. Și este o geacă de snowboarding, este dublată cu un fel de blăniță înăuntru și are tot felul de buzunare și aerisire, exact cum ai nevoie la snowboarding. Îmi place la nebunia, abia aștept să plec. Eu sunt începătoare în sportul ăsta, dar îmi place foarte mult și vreau să mă experimentez sezonul ăsta. Sunt foarte mulțumită de achiziția asta și dacă sunteți în căutare de echipamente, v-am zis, mergeți la Mini Pri și pe miniprim.ro, mai ales dacă vă știți măsurile, pentru că acolo au și reduceri. Weekendul ăsta mi-am mai cumpărat o geacă, a treia de snowboarding, deja am 3 geci de snowboarding, nu mai am nevoie, trebuie să mă opresc. Dar mi-a plăcut foarte mult cromatica,
este cu mai multe nuanțe de roz, așa în pătrățele. Asta este de la Chianvelo, spre surprinderea mea. A costat 110 lei și aici arată că prețul întreg ar fi de 275 de lei. Măsura este XL și este o geacă destul de bună de snowboarding. Și am găsit, pentru că aveam nevoie de pantalon și de asta am fost, am găsit și o pereche de pantalon de snowboarding. Și sunt așa un roșu, asemănător cu roșul de pe geacă și le-am asortat eu și am făcut un costum. Pantalonii sunt cu bretele de la Envy, să știți că eu i-am luat de la raionul de bărbați. Măsura este 2XL și au costat 168 de lei. Nu mă deranjează că sunt de la bărbați, pentru că singura diferență între pantalonii de bărbați și de fete la snowboarding este modul în direcția în care se închid. În rest nu este nicio diferență. Sunt foarte încântată de noul meu set de snowboarding și abia aștept să merg pe pârtie. Îmi plac, nu am legături noi, am buți noi, chiar dacă nu sunt roz, dar sunt niște buți foarte, foarte buni. Dragii mei, acesta a fost videoul cu haul-ul de azi de la Mini Pri. Sper că v-a plăcut, sper că v-a plăcut și efortul meu de a merge la un studio și de a proba hainele ca să vedeți exact cum vin. Îi mulțumesc lui Răzvan de la Mamut că mi-a pus la dispoziție studioul lui unde să mă filmez din cap până în picioare, pentru că eu la mine acasă nu pot să fac asta. Și vă mulțumesc că v-ați uitat, sper că vă este util acest video. Să-mi spuneți ce vă atrage cel mai tare din tot ce mi-am luat și să-mi spuneți ce fel de videouri vreți să mai vedeți pe canalul meu. Outfit-uri, haul-uri, sună ca un haul. În fine, outfit-uri, haul-uri, machiaje, orice vă doriți, vă rog să-mi spuneți, pentru că mă ajută foarte mult sugestiile voastre, iar eu întotdeauna țin cont de ele. Vă pup și ne vedem în clipul următor!